Și premierul Nicolae Ciucă le-a transmis un mesaj de Crăciun românilor. Șeful executivului reamintește că este minunat ca oamenii să dăruiască iar generozitatea, să se îndrepte către cei cu care viața a fost mai puțin darnică. Și pentru că pandemia nu s-a încheiat, premierul punctează cât de important este ca oamenii să se gândească la sănătatea lor și a celor din jur ca cel mai frumos dar care poate fi oferit acum. Luna decembrie ne aduce în fiecare an Sfânta Sărbătoare Creștină a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Trăim aceste momente ca de fiecare dată cu sentimentul că putem fi mai buni și că nimic nu se compară cu bucuria de a fi împreună cu familia și cu toți cei dragi. Sunt momente care ne fac să ne simțim împliniți sufletește. Ne bucurăm de frumoasele noastre tradiții de Crăciun și ne simțim mai aproape decât oricând de învățăturile creștine despre grija față de aproapele nostru. Este minunat să dăruim, să dăruim gândurile bune, iar generozitatea să se îndrepte către oamenii apăsați de neajunsuri cu care viața a fost mai puțin darnică. Întâmpinăm Crăciunul și anul acesta sub presiunea crizei sanitare provocate de pandemie. Să fim toți sănătoși este dorința fiecăruia dintre noi și principala urare pe care o transmitem celor dragi. Să ne gândim la sănătatea noastră și a celor din jur este poate cel mai frumos dar pe care îl putem oferi celorlalți, prin responsabilitatea cu care vom înțelege să ne petrecem aceste sărbători, respectând măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus, care mult prea mult timp ne-a ținut departe de cei dragi. Să ne bucurăm împreună, dragi români, de aceste sfinte sărbători. Crăciun fericit!